domnul Florian. Sunteți de acord ca domnul Florian să conducă ședința de astăzi? Da, domnul Florian, nu domnul. El nu supuneți la vot? Domnul, e proiectul de hotărâre după aceea. Până la proiectul de hotărâre. Mergem la negru până la... Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri, dragi invitați, stimați oameni din presă. Ședința extraordinară de astăzi, 4 puncte pe ordinea de zi, o să fac un obiect la discuția lor. 5! Aveam o altă ordine de zi, dar la biserică. Proiectul numărul 1, proiect de hotărâre privind desemnarea cu caracter temporar a președintelui, care va conduce ședința extraordinară din data de 15 februarie 2016. 2, proiect de hotărâre pentru... Vă rog frumos să fiți atenți la ședință. Discutăm după aceea. Proiect de hotărâre pentru revocarea punctului 2 din anexa de hotărâre numărul 24 din 11.02.2016 pentru aprobarea îndreptării unor erori în determinarea unor impozite și taxe speciale. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli consolidat al municipiului Hornești pe anul 2016. 4. Proiect de hotărâre pentru alegerea președintelui pe luna martie. 5. Analiza petiției privind modernizarea drumului DN11E574 Brașov, Hornești, Bacău. Aceasta este ordinea de zi. Dacă sunt observații la ordinea de zi de astăzi, vă rog, domnul consilier Zarzu, mai e cineva? Aveți cuvântul? Da, în vedere că proiectul numărul 2 a fost depus astăzi, care nu este în termenul 3-5 zile, cum spune legea, a solicit toate reformele de proiectul numărul 2. Trebuie să conform legii înaintarea în aceea zi. Am înțeles, mulțumesc frumos. Există un caracter de urgență, deci... Supun la vot amendamentul solicitat de domnul consilier Zarzu. Cine este de acord? Cu scoaterea de pe ordinea de zi a proiectului numărul 2. Cine este de acord? Cine este pentru? Deci. Împotrivă. Abțineri. Două abțineri. Rămâne valabilă ordinea de zi inițială. Votăm ordinea. Cine este pentru ordinea de zi, așa cum a fost prezentată în forma inițială? voturi pentru. Împotrivă. 4. Abțineri. Mulțumesc frumos. Proiectul privind desemnarea președintelui care va conduce ședința extraordinară de astăzi. Are cuvântul domnul secretar Daniel Spânzu. Doamne, doamnă consilier, conform articolului 10 din regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Hornești, durata mandatului președintelui de ședință este numită calendaristică. Următoarele ședințe vor fi conduse de rândul cu președinte de ședință în rândul consilierului local, aveți și în ordine alfabetică. Prin hotărâre adoptat cu votul majorității consilierilor prezenți. În cazul în care președintele de ședință lipsește sau refuză să conducă ședința, la propunerea consilierilor locali, din rândul acestora va fi ales președintele de ședință prin hotărâre adoptată cu votul majorității consilierilor locali prezenți, care va conduce ședința respectivă.
Având în vedere lucrurile mai sus menționate, vă rugăm să vă aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Mulțumesc. Nu avem raport, nu avem adus. La vot. Cine este pentru? Se abține cineva împotrivă? Mulțumesc. Proiectul de hotărâre numărul 2. Expunerea de motive, domnul secretar. Camerele domnului consilier. Noul cod fiscal a apărut din necesitatea de a da posibilitatea comunităților locale de a stabili impozite și taxe, ținând cont de posibilitățile reale și de nevoia de finanțare a activităților din subordinea unității administrative teritoriale, ne referim la sănătate, învățământ, cultură, alte activități. Impozitele stabilite la nivelul municipiului Rănești asigură veniturile necesare pentru funcționarea condiției de normalitate a activităților din subordinea. În anul 2016 sunt prevederi care stabilesc răspunderea autorităților pentru finanțarea toate parte organizațiilor, aspecțiilor personale, învățământ, copii, instituționalizat. Prin aprobarea amendamentului se reduc veniturile cu circa 2.600.000 de RON, 26 miliarde de lei vechi. Impozitul stabilit la această categorie pentru determinarea impozitului la privire nerezidențială de la persoane fizice este la nivelul anului 2015. În ținerea amendamentului aprobată ședința Consiliului Local din 11 februarie 2016, duce la situația diminuării bugetului municipiului Ionești cu această sumă. Față de cele prezentate, vă rugăm să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Mulțumesc, raportul de specialitate. Doamnelor și domnilor consilieri, așa cum ați citat la fundamentale impozit taxul local pe anul 2019, am luat în considerare situația de pe platforma municipiului din municipiul Onești. Impozit și taxe aprobate asigură funcționarea în condiții de normalitate a serviciului din municipiul Onești. Bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului pe anul 2016 a fost fundamentat pe veniturile propuse a se realiza din impozit și taxele aprobate. În anul 2016 vom întâmpina greutăți de încasare taxe de salubritate. Trebuie găsite soluții prin înființarea punctelor de încasare mai aproape de prin aprobarea amendamentului, bugetul de venituri și cheltuieli se va diminua cu circa 26 miliarde de lei. Această categorie de impozit este o importantă sursă de finanțare a bugetului local. Impozitul pe clădiri deținut de persoane juridice este la același nivel ca cel stabilit în 2015, nu a înregistrat nicio creștere. Prin aprobarea acestui amendament, vor fi obligați să reducem prevederile acordate pentru servicii învățământ, sume alocate de cadrul municipal, reducerea unor proiecte de investiții sau sume alocate societății DPF. Față de cele menționate, rog să analizați și să aprobați proiectul de hotărâre în forma menționată. Vă mulțumesc. Raportul comisiei. Comisia de specialitate. La microfon, vă rog frumos, domnule. Comisia de specialitate, vot scurt. Două abțineri, doi pentru. Am înțeles, mulțumesc frumos. Discuții pe marginea acestui proiect. Da. Domnul primar Alexandru Cristian. Mulțumesc, domnul președinte. În ședința de joi s-a propus reglarea proiectului de taxe și impozite în sensul de recursa politicilor pe care eu și domnul viceprimar am propus executivului și fac aici referire la taxa pentru clădirile rezidențiale pentru persoane fizice. Fiind o taxă nouă, așa cum am spus că îmi asum, ca taxele noi, fiind noul cod fiscal din 2016, trebuie să fie în cuantum minim, pentru a păstra un echilibru bugetar și pentru a nu crea presiune pe populație, am constatat că ea a fost aprobată în mod eronat, în cuantum mai mare decât cuantumul minim, și atunci am decis revenirea asupra ei. Colegii liberali au făcut atunci un amendament, joia trecută, mă refer, prin care au propus, ca și pentru persoane juridice, să fie scăzută taxa în cuantum minim. Am întrebat în acel moment, din nou, dacă este vorba despre o taxă nouă și mi s-a răspuns că da. Am fost mințit, practic, pentru că această taxă este doar redenumită, ea fiind preluată din codul fiscal valabil în 2015 și va rămâne, și eu am propus-o de la bun început, pentru a rămâne în același cuantum bănesc ca și în anii trecuți. Exact asta am propus pe 22 decembrie. PNL-ul a venit cu un amendament pe ultima sută de metri, cu câteva ore înainte de ședință depus și câteva ore, pe ceas o luăm. Și ținând cont de faptul că mi s-a transmis în sală, în timpul ședinței, faptul că este o taxă nouă,
ne-am însușit acest amendament. Ca mai apoi să descoper că acest amendament probabil că are un substrat politic pentru a face vârvă și pentru a se lăuda liberalii cu o inițiativă a lor și o inițiativă care creează o gaură de 25 de miliarde în bugetul local. O gaură care, sunt curios, de unde putem să o acoperim. Tocmai de aceea astăzi revin asupra acestei decizii, consider că am fost păcălit în ședința trecută și mi se pare firesc ca bugetul să nu fie distrus. Așadar, propun ca taxa să rămână în același quantum ca și în anul 2015, de fapt același quantum care există din anul 2009 până în 2015. Da. Mulțumesc. Are cuvântul doamna consilier Elena Pașcu Apovăloare. Nu știu cine v-a spus că este taxă nouă, nu știu cine ați întrebat și mi s-a spus că e taxă nouă la ședința anterioară. Ea nu este o taxă nouă, într-adevăr, dar cred că se impunea ca pentru agenții economici, cei care au, fac investiții la nivel de oraș, cei care pot crea locuri de muncă, să ne gândim că totuși o taxă mai mică, un cuantum mai mic, ar putea ajuta. Veniți acum și spuneți că nu aveți de unde să acoperiți această gaură în buget. În mod normal, o gândire pe termen lung se gânde, are ca obiectiv susținerea agenților economici de la nivelul orașului. O să vă treziți, stimate viceprimar, cu atribuții de primar, că jumătate, dacă nu mai mult, din societățile comerciale care au sediu în acest oraș, își vor schimba sediile în localitățile de lângă Onești. Și veți încasa foarte puțin, 20% din ceea ce estimați dumneavoastră. Nu credeți că este mai util să încasați mai puțin și să vă păstrați agenții economici în oraș? Este foarte frumos să spui că ai fost păcălit într-o ședință de Consiliu Local. Nu cred că ați fost păcălit într-o ședință de Consiliu Local. Cred că la momentul respectiv vi s-a părut o variantă foarte bună. Poate se spune că e nesustenabilă. Trebuia să ne gândim și trebuia să vă gândiți înainte că Oneștiul are nevoie să ajute agenții economici. Oneștiul are nevoie de creștere economică. Este lucrul care poate scoate Oneștiul din impasul în care se află. Nu putem scoate Oneștiul din impas economic decât oferind facilități celor care investesc, celor care plătesc impozite și taxe, celor care angajează oameni, care dau salarii și care fac ca acest oraș încă să mai miște un piculeț. Este inadmisibil să veniți și să spuneți că ați fost păcălit. Totuși, vorbim de o persoană care exercită o funcție de viceprimar, cu atribuții de primar. N-ați văzut proiectul în ședință. L-ați văzut înainte de ședință. A fost comunicat cu 19 ore înainte de ședința de Consiliu Local. Să înțeleg că toate aceste 19 ore ați fost păcălit. Nu se poate. Deci, din punctul meu de vedere, nu puteți veni să spuneți chestia asta. Nu puteți veni și spune că e o chestie electorală. Că tot ceea ce face PNL-ul, din punctul meu de vedere, la absolut orice inițiativă de a noastră, dumneavoastră veniți și vă scuzați că are iz electoral. Nu are iz electoral. Partidul Național Liberal încearcă să ajute agenții economici. Și cred că și dumneavoastră ar trebui să faceți același lucru. N-ar trebui să vă orientați pe organizarea de spectacole, pe organizarea de festivaluri, pe cheltuirea banului public într-un mod irațional. Gândiți acest buget, gândiți taxele și impozitele în așa fel încât să ajutați Oneștiul să crească. Eu sunt curios dacă consilierii de la PSD sau de la UNPR vor putea să voteze revenirea la situația de dinainte. Știți ce înseamnă, stimați colegi, revenirea la situația de dinainte? Înseamnă împovărarea agenților economici, care și așa, pe lângă faptul că au de plătit o grămadă de impozite, au controle din partea multor instituții, îi împovărăm să plătească și îi punem să plătească și la primărie impozite pe clădirile pe care le-au uriaș de mari. Deci nu cred că acest lucru este ceea ce ar trebui să se întâmple. Dacă vreți să dați dovadă de administrație competentă și cu viziune, reveniți, scoateți proiectul de pe ordinea de zi și gândiți-vă cum faceți în așa fel să acoperiți această gaură din buget.
Nu se poate să vii cu scuza că ai fost pătorit într-o ședință de consiliu local. Vă rog, domnul ministru. Mulțumesc frumos. În primul rând, nu împovărăm, pentru că păstrăm același cuantum care a existat și în 2009. Nu creștem cu nimic. Mulțumesc frumos, pentru că este un proiect foarte, foarte important din punctul meu de vedere. Am permis să mai înscrie doi colegi la să ia cuvântul, domnul Ciprian Zarzu și domnul viceprimar Nachiu. Aveți cuvântul, domnule consilier. Mulțumesc frumos. Da, noi ne așteptam ca acest proiect să fie până de zi, că dacă nu-l văzusem. Așa l-ați și gândit, probabil. Nu, absolut deloc. Absolut deloc, pentru că știm că administrația locală, cel puțin 26 de ani, nu este așezată ca și gândire pentru mediul de afaceri. Deci tot timpul mediul de afaceri a fost o sursă de mulți financiară și nu un obiectiv de sprijin. Spuneați că de unde luăm banii. Păi, mi-aș fi plăcut ca în acești ultimi ani administrația locală se gândească de unde să ia bani, nu să stea doar cu mâna întinsă la populație și la firme. Sunt fonduri europene. Dar cel puțin în ultimii ani n-am văzut nimic. Fonduri guvernamentale. Stăm cu banii în contul, nu știu ce să facem cu ei. Să mai atragem firme, să le dezvoltăm pe cele actuale, nici pomeni. În ultimii ani n-am auzit o firmă importantă să dezvolte locul de muncă în oraș, o firmă nouă. Cele vechi abia se târle pe aspe mâine. Eu cel puțin consider că dacă ar rămâne acești bani în mediul privat, ei ar fi mult mai bine să-i folosească decât îi folosiți dumneavoastră. Pentru că administrația locală, cel puțin în mulți ani, a demonstrat de atâtea ori că știe să facă spectacole, că știe să facă evenimente, că știe să facă show, că știe să plimbe prin Franța pentru 1 miliard de lei, că știe să dea, să dăm 2 miliarde de consiliul administrațiilor de PP. Deci aici se duc banii care atât populația cât și firmele îi donează prin taxe și impozite la bugetul local. N-am spus niciodată că nu trebuie să plătim taxe și impozite, dar nivelul acesta trebuie să se așeze pe nivelul de dezvoltare și de potențialul care l-are orașul. Firmele se zbade pe azi pe mâine să supraviețuiască. Să dezvolte, foarte puțin am auzit, să dezvolte doar pentru că numărul este foarte limitat. Noi considerăm ca și partid de dreapta, considerăm că firmele reprezintă motorul de dezvoltare unei societăți normale. Ajutați firmele ca firmele să vă sprijine pe dumneavoastră în administrație prin taxe și impozite. Mulțumesc! Mulțumesc! Singur răspund, domnul președinte, dacă vă permiteți. Pe invitația pe care o fac și pentru domnul Zazu și pentru doamna Pașcu, luați-vă rog bugetul pe care îl discutăm astăzi și spuneți-mi de unde tem 25 de miliarde. Cu foaia și cu pixul în față, spuneți-mi de unde luăm 25 de miliarde. Ca să nu lăsăm vorbele descoperite. Are cuvântul domnul viceprimar Nachiu. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș face un scurt apel la memorie, la memoria unora dintre consilierii prezenți în sală. Sper că apelul nu presupune un efort prea mare din partea lui și el. Undeva în toamnă, aceeași o inițiativă demnă de lăudat și atunci și acum a colegilor de la PNL, privind creșterea salarială a angajaților din primăria municipiului Ionești, care ca și efort bugetar, mă rog pe domnul Găbureanu să ne spună în cuantum de cât a fost. V-am spus că toate aceste decizii pe care le luați atunci se le vom întâlni la buget, adică astăzi. Și trebuie să le luăm de undeva. Adică de la persoanele care plătesc taxe și impozite. N-avem de unde din altă parte în momentul ăsta. A spus că nu sunt o persoană care îi respect la fel de mult ca dumneavoastră pe angajații primăriei municipiului Ionești, chiar și pe cei de la DPP. Pentru că nu sunt de acord cu o creștere salarială, pentru că oamenii din primăria municipiului Ionești muncesc foarte mult și au rezultate foarte bune. Nu vă contrazic. Dar banii, diferența, vă rog frumos dacă puteți să mă ajutați, de cât este creșterea salarială de la anul trecut în anul acesta, adică cheltuieli vis-a-vis de salarii la primăria municipiului Ionești. Domnul viceprimar, nu este numai această influență, cred. Nu, dar spuneți-mi, eu n-am spus că e doar una, spuneți-mi de greșit. 22% în afară de această influență. Nu, spuneți-mi bani. Spuneți-mi bani. Ce înseamnă?
Păi, dacă... La 400 de miliarde, nu? Da, s-a ajuns la 400 de miliarde. La buget erau... Faceți 22% din 400 de miliarde, pune 10 miliarde și vedeți de ce acum aveți 10 miliarde în plus. Bun. Dar mai sunt și alte situații. De 10 miliarde. La nu, 100 de miliarde, cred. Conform 22% la 400. Dacă se permiteți, conform noi legii, noi până acum nu plăteam contribuții la sistem social. Începând de anul trecut, trebuie să plătim o cotă parte. Avem copii instituționalizați. Anul ăsta trebuie să dăm 5 miliarde. La bugetul la învățământ ne-au dat 20 de miliarde, 31 de miliarde, din care 20 de miliarde au trebuit să au trecut în trimestrul 4. A fost nevoie de este un efort de 100 de miliarde prin creșterea salarială. Da, este o creștere. Deci, aia care ați propus-o și s-a votat, 25 de miliarde, uitați unde trebuie să-i luăm. Aveți 40 de miliarde excedent bugetar, care îl privați la LAM. Excedent bugetar? Vă rog frumos, are cuvântul domnul viceprimar. Nu vreau acum să pun întreaga vină pe umerii cuiva. Doar am făcut atunci un apel la responsabilitate. Nu a apăsat aproape nimănui. Da? Astăzi, dacă domnul Găbureanu, acel prezent în sală, spune acum care soluție financiară din excedentul ăla bugetar de care spuneți, ca 25 de miliarde, să se taie și să ne spun acum de unde eu voi vota pentru, nu pentru, împotriva acestui proiect, adică voi menține punctul de vedere ca și săptămâna trecută, dar dacă nu, nu pot să o fac. Pentru că eu n-am de unde să aduc 25 de miliarde și cred că puțin din sala asta au de unde, ca să acoperim asta. Da? Oricum, felicitări pentru inițiativa de anul trecut și o merită în timp. Vă rog, domnul consilier. O pică s-a ieșit... Da. Observ că există un consens politic în ceea ce privește acest ceea ce privește este o problemă importantă și sprijinirea acestui proiect. Trebuie să-i dau cuvântul. Atât rog administrația locală, pe dumneavoastră, domnule viceprimar, cu atribuții de marcă, cât și pe domnul consilier local cu atribuții de viceprimar, să le explicați agenților economici, dar agenților economici, nu salariaților spitalului și ai DPP-ului, prin publicarea pe ziarul Curierul Primăriei Onești, faptul că nu sunt bani ca să reduceți taxele și impozitele. Pentru că, așa cum am prevăzut atunci când ați reînființat publicarea acestui ziar, într-adevăr, primul număr n-a avut tentă politică. Doar 3 persoane erau așa ca la... Nu ca la insectar, ca la... știți, la panouri de onoare, da? Pe vremea lui Ceaușescu, în oraș erau puse niște panouri de onoare care apăreau cei mai buni membri... eroii muncii socialiste. Așa era și pe ziarul respectiv. Și mai era un panou la poliție în față, dar le zicea insectar. Tot așa cu cei mai căutați. Explicațiile, și vă rog să publicați în Curierul Municipiului, Primăriei Municipiului Onești, cu pozele dumneavoastră, da? Să le spuneți agenților economici, domnule, n-am de unde să vă reduc pentru că avem copii instituționalizați. Vă mulțumesc. Vă puteți să împotrivă. Mulțumesc frumos. Dacă mai este cineva care vrea să intervină, domnul Găbureanu, avem soluție? Păi, de unde avem? De la învățământ, 26 de milioane, nu putem merge cu bugetul învățământ, de pe... Am înțeles, mulțumesc frumos. Supun votul de dumneavoastră și proiectul. Este ceva legat de proiectul care îl discutăm acum? Da? Vă rog frumos să fiți foarte scurt și vă ascultăm. Vreau doar să vă puneți problema că ați adus la nivelul anilor 2015, 14, 13. Economic vorbind, noi nu mai suntem la anii 2014, 8, 7, nu mai suntem. Asta ați aplicat conform codul fiscal de la 0,2 la 1,3. A spus maxim 1,3. Am putea spune fie, dar ați mai adăugat și un 37%. Da? Ca să ajungeți la nivelul anului 2015. Nu e regulă așa ceva și ceea ce faceți astăzi. V-a scăpat proape chestia asta. Deci aveți de la codul fiscal între 0,2 și 1,3 și domnul Găbureanu a aplicat încă 37%.
Mulțumesc frumos, domnul director. Deci vă rog să-i răspundeți. Economic vorbind, nu mai suntem la... Noi am ajuns la procentul... Microfonul, am ajuns la procentul din 2015. Din 2009, tot cu această sumă. Din acest procent se aplică la municipiul Orești din anul 2009. Hotărârea 85 din 2009. Și atunci, dacă vă mulțumesc mai suntem în 2009. Mulțumesc frumos. Și asta e adevărat, nu mai suntem în 2009. Trebuie să înțelege că și inflația... Negativ. Dar codul fiscal va permis... De la 2015 la 2016. Domnul primar, codul fiscal va permis să aplicați pe lângă marja maximă, să spunem, între 0,2 și 1,3, ați aplicat o marjă până în 40%. De asta, din 2017, o să veniți din nou și o să spuneți că trebuie să indexăm cu inflația. Unde o să ajungem? Păi cei care au multe spații se le vândă, domnule. Stați pic, domnul Buzdugar. Vreau să nu transformăm ședința în dialog. Vorbește domnul Ioniță. Dar nu consiliu să vorbească eu. I-am permis eu. Păi dumneavoastră ai pus bine și în fluie și pe terenul de fotbal. Stați-o pe acolo, cum e posibil? Nu ești consiliu să vorbești. Decizia de impunere la societate la mine, 100 de milioane vă datorez eu. Cum e posibil? Cum ar trebui? Față de cât? Față de 6 milioane 400 de lei. Mulțumesc frumos, domnul Ionită, vorbim mai târziu. Vă rog frumos. Stați o secundă, ca să mă întâmplă de la 600. Nu, am vrut să spun decizia de impunere, că domnul Buzdugan spune că nu am dreptul să vorbesc. E un mic contribuabil, văd. De la 640 la 10. Achit 100 de milioane pe an, asta am vrut să vă spun. Zic eu că aș avea voie să vorbesc. Vă supun votului proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Vă rog frumos, cine este pentru? Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre? 3, 4, 5, 6, 7 voturi. 8 voturi pentru. Împotrivă? Șase voturi împotrivă. Cine se abține? O abținere, da? Două. Două abțineri. L-ai votat pentru, domnule. Nu. Două abțineri. Oricum, nu are importanță, pentru că erau nevoie de 10 voturi pentru a trece proiectul de hotărâre, a căzut. Mulțumesc frumos. Vedem jos la buget. Dăm de la căutat. De pe 26. Proiectul numărul 3. Vedem ce face. Nu știu ce face. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului. Domnul Daniel Scânu, secretar, aveți cuvântul. Vreți să facem o pauză? Pauză! Toată lumea discută proiectul anterior. Discutați-l acum, posibil. Dar au mai multe spații, ar trebui să mute de oraș după dumneavoastră, domnul Buzdugan. Pauză dar... 10 minute. Dacă vă vreau spațiu, vedeți că poate să faceți. Dumitale, vin încercat energetice. Ce nu face afaceri? Nu are importanță. Nu, mă, dar nu înțeleg ce-am zis. E ceva ilegat să faci banul în India, în loc să fug la alții sau să beneficiezi de un lucru. Iar vă rog pe doamna Mihaela Romici. Plătesc putea să făceam terenul. Pentru așa. Deci n-am luat două nivelul pe teren, n-am nimic. Nu, mai vreți să-ți 26 miliarde. Și-o întreb și-o doamna venirea lui Domnului. Ce-o pe eu? Să-ți explicuți. Vă să mă arătă chiar cu și adică aruncat și vorbea la pașa. Ce-o 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 Deci, primul de aici, proprietarul, a fost instructat să de teren. Iar după aia o să vă faceți, dar
trebuie să vorbesc cu șase termene de bine. Deci, dacă tu, dacă tu, dacă tu, dacă tu, dacă tu, S-a votat proiectul 2, am menționat în procesul verbal, am merge mai departe la proiectul 2. Să modifice proiectul. Să-mi permit să reiau un vot. Nu pot. În calitatea pe care o am astăzi. Nu, dar trebuie să ne ducăm. Deci nu citim raportul expunere, iar la discuție, dacă se hotărăște o pauză pentru modificare. Modificați votul cu sumele. Doamna și domnul consilier, bugetul este instrumentul al muncii de decizionare, când ele se concentrează să direcționează întreaga activitate decizională, cu ar fi spus reprezintă lista veniturilor generate și a sectorilor operaționate de instituțiile publice. Bugetul de venituri și cheltuieli era la bază, în faza de execuție, principiile echilibrului bănesc și financiar, ca premise fundamentale ale gestiunii financiare. Credibilitatea și legitimitatea de legitimitate a echilibrului financiar se întemeiază pe corelația între încasări și preț, între șansele de finanțare și destinația acestora între cheltuieli și venituri în final. Veniturile bugetului de anul 2016 sunt în sumă de 80.026.000 lei, în condițiile în care probabil domnul Găbureanu sau Sărciu cu ce contabilitate având în vedere noile prevederi vor schimba, pentru că nu mai corespunde potrivit acestora. Cheltuielile sunt în sumă de 84.786.000 lei, în care cheltuieli operaționale și cheltuieli de investiții. Potrivit articolului 36 din legea 273/2006 privind finanțele publice locale, proiectul de buget a fost constituit pe următoarele secțiuni, secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare. Fundamentarea veniturilor bugetului local s-a bazat pe constatarea și evaluarea materiei impozabile și a bazei de impozitare, evaluarea serviciilor prestate și a veniturilor obținute. Stabilirea cheltuielilor bugetului local ca anul 2016 s-a efectuat în strictă corelare cu posibilitățile reale de încasare a veniturilor bugetului local estimate a se realiza. Cheltuielile bugetului local ca anul 2016 sunt fundamentate, dimensionate și repartizate pe destinații, respectiv pe acțiuni, activități, programe, proiecte, obiective și se efectuează în concordanță cu atribuțiile care revin autorităților administrației publice locale cu prioritățile fundamentale în interesul colectivităților locale. Bugetul consolidat al municipiului Ionești pentru anul 2016 a fost fundamentat, elaborat și întocmit în conformitate cu prevederile legii 339/2005, legii 273/2006, ordonanței Guvernului 57/2015, hotărârea de guvern 993/2015, legii 215/2001, administrației publice locale.
Bugetul consolidat și lista de investiții sunt prezentate în anexele 1-11. Urmare, în conformitate cu prevederile articolului 45 al 6 din legea 215 de cele de publicate, cu notificare și completare ulterioare, se propune aprobarea proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului consolidat al municipiului Rănești și listele de investiții pe anul 2016, cu precizări de derivoare de raportul de specialitate. Mulțumesc, raportul de specialitate. Doamnul director, consilier, având în vedere prevederile următoarele acte normative, în baza legii 339-2016 privind bugetul de stat, în baza legii 273-2016 privind finanțele publice locale și modificările și completările ulterioare, în baza hotărârii Guvernului 993-2005 privind notificare hotărârii Guvernului 72-2013, prin decizia 31-30-12-2005 a șefului Direcției Administrației Județene Bacău, în baza articolului 36 alineat 4 litera, articolul 46 alineat 2 litera din legea 205 a Administrației Publică Lucrări Comunicată, cu modificări și cu criteriul ulterior. Bugetul de stat pentru 2016 a fost elaborat în contextul păstrării echilibrului macroeconomic, astfel încât previziunile pe acest an de creștere economică, deficit de concurență fie menționate în unii proiectante. Bugetul local municipal a fost fundamentat, având în vedere indicatori macro și microeconomic, în raza municipiului Unii, de posibilități reale ale comunității. Într-o formă sau altă, mult sau mai puțin complexă, bugetul se întrunește de orice unitate care activitate generează venit și ocazionează cheltuieli. Fundamentarea, dimensionarea și epatizarea către destinație, retracțiuni, activități, programe, proiecte, urechire, se efectuează competență cu atribuție revin autorități sau administrație publice locale, cu priorități stabilite de acestea în vedere funcționării de interesul colectivității locale. Venitul buget pe anul 2016 sunt în sumă, nu am scăzut de 20 de miliarde, din 80, 200, să vă spun. Din 100. Din 80, 026, minus 25 de miliarde. Veniturile bugetul local sunt în sumă de 77,526. Cheltuielile bugetul sunt în sumă de, tot la fel, 2500, 47,6, minus 25, 82,286. Da. În excedent de 4.760 lei este inclus suma de 1.500 miliarde lei alocată la buget de stat conform hotărârii Guvernului 1139 din 2014 din fondul prin adresa 47402 din 2005, Ministerul Dezvoltării Regional ne comunică că nu putem schimba destinații pentru care aceste fonduri au fost alocate. Analizând structură, cheltuielile se constată următoare. Cheltuielile au înregistrat ușoară creștere pentru a se funcționa în poziție de normalitate. Activități de cadrul unității este necesar să reduce cheltuielile la bunuri și servicii, mă refer consum combustibil, telefoane, alte cheltuieli. Orice cheltuială efectuată în bugetul local trebuie să fie oportună, eficientă și necesară. În anul 2016, alocarea bugetului local pentru activități non-profit de interes pe sector va și pe bază un indicator de eficiență care să dispună măsurarea performanțelor program prin prisma obținută în raport cu resursele alocate. Și în anul 2000 se va acorda atenție deosebită cheltuielile de cap fiscal. Veniturile comune investite reprezintă pierderi pentru comunitate. Angajarea, contractare de lucrări bune, servicii, precum și efectuare de cheltuieli, se face numai cu respectarea prevederilor legale și limita creditelor aprobate. Veniturile bugetului local sunt mai mici ca în anul 2015, îți fac afirmația acum. Cheltuielile bugetului se vor înregistra creșteri datorită cheltuielilor de pe șalte cheltuieli. Peste 4 milioane trebuie să achităm cheltuielile instituționalizate. Vom îndemna greutăți în încasarea taxei de salubritate. Aceasta era stabilită și încasată 100 asociații. Volumul de vacanță și datorită modificările din cursul an. Va trebui să găsim soluții pentru ca punctele de încasare să fie mai aproape de contribuabil. Pentru a asigura finanțarea în contul normal serviciilor din cadrul este necesar reducerea la toate capitolele. Pentru finanțarea societății se alocă de la bugetul am pus 100 de miliarde, aici nu mai spun nicio sumă, să vedeți. O să dăm jos. Codul fiscal a fost modificat pentru a da comunități administrative să stabile venitul necesar funcționării pentru ca banii de la buget se vor veni numai cu destinații speciale. Principalul indicator care stă la fundamentele venituri. Prognoze, principalul indicator, scăsoarea cadrului Ministerului de Finanțelor Publice, venituri realizate în 2015, politici, strategii locale, precum și priorități. Propuneri de cheltuieli. Bugetul de venit pe anul 2000 este prezentat în la hotărâre. Bugetul la bază, sau celelalte sunt în anexă, sunt în anexa 11. Vă mulțumesc. Vă rog, dați-ne o pauză ca să facem modificări în structura bugetului.
modificări în funcție de votul nostru de la proiectul anterior, da? Da, da, pare mai puțin. Să dăm jos două. Ce înseamnă o pauză? Două zile. Ce înseamnă o pauză pentru dumneavoastră? Stați un pic să ne orientăm noi și vedem o față în casă ca să de unde să dăm jos. Bun, mergem mai departe. Avizul comisiei. Comisia nul. Două voturi pentru, două acțiuni. V-am înțeles, mulțumesc frumos. Trecem la proiectul următor. Trecem, dar e o situație mai specială și... Păi da, dacă mai bugetul aranjat... Da, noi mergem mai departe. Așteptăm cifrele prezentate de domnul director. Pupuzic ca și cum ar fi ca să discuții pe marginea proiectului de buget. Am înțeles că sunt amendamente. Nu putem discuta acum pentru că... Sunt amendamente. În timpul ședinței, în timpul discuțiilor, domnul director o să revină și o să ne spună alte date, alte cifre. Amendamentele prezentate de domnul secretar Daniel Scurma. Domnul secretar, prezentați-vă astea. Sunt două amendamente sau de fapt? Aveți cuvântul, domnul viceprimar. Mulțumesc, domnule președinte. Amendament la anexa 4 la proiectul de hotărâre de 2016. Lista de obiectivelor de investiții propuse a se realiza la piața agroalimentară Unumnești, având ca sursă finanțarea bugetului local și venituri proprii. La punctul 1, cheltuieli de proiectare, modernizare bazar Onești. Suplimentăm cu 50.000, propunem suplimentarea cu 50.000 de lei. Această sumă este diminuată de la punctul 2, dotări echipamente IT. La anexa numărul 5, la același proiect, capitolul 6702, cultură de religie, propune suplimentarea cu 150.000 la Catedrala Pocărârea Sfântului Duh, suplimentare cu 110.000 la Biserica Maria Magdalena, 40.000 la amenajare cimitir cartier 6 martie, la capitolul 6702, cinematograful Uitus Proiectare. Propunerea este de 50.000 și reducem cu 45.000. Capitolul 6702, cultură, religie și acțiuni privind activități sportive. Dezvoltarea patrimoniului cultural din municipiul Onești. Sumă propusă 70.000, venim cu amendament cu reducerea cu 65.000. La capitolul sănătate, dispensar medical, cartier Slobozia. Sumă propus 510.000, pe mine venim cu amendament de reducere cu 505.000, deci rămân 5.000. Servicii de dezvoltare, extindere, iluminat public în municipiul Onești. Sumă propusă 50.000, venim cu amendament de reducere 25.000. Se reintroduce un nou punct, rețea, canalizare și asfaltare, strade, rost, utorică, proiectare și parțial execuție. Sumă propusă 100.000. Capitolul 7002, servicii de dezvoltare, locuri de joacă și recreere, sumă propusă 100.000, amendamentul cu reducere de 50.000, total sume, suplimentări 400.000. Din sumele disponibile, 690.000, 400.000 se alocă pentru suplimentarea altor amendamente, deci rămân 290.000. Și acum venim cu anexa 11, finanțarea proiectului activități educaționale. Finanțare proiecte conform legii 350/2005, sumă propusă prin proiect 160.000, sumă propusă prin amendament 119.000, sumă rămasă disponibilă 41.000. La culte, sumă propusă prin proiect 175.000, sumă propusă prin amendament 70.000. Sumă rămasă disponibilă 105.000. Festivalul Verii, sumă propusă prin proiect 50.000, sumă propusă prin amendament 0, sumă rămasă disponibilă 50.000. Finanțare proiecte prin legea 350/2006, sumă propusă prin proiect 30.000, sumă propusă prin amendament 0, sumă rămasă disponibilă 30.000.
Alte activități organizate de UAT, sumă propusă prin proiect 40.000, sumă propusă prin amendament 50.000. Fond de carte pentru Spitalul Municipal Onești, sumă propusă prin amendament 10.000. Total sume disponibile 276.000, din care se scad cele 20.000 la suplimentări, 10.000 pentru spital, 10.000 pentru alte activități organizate de UAT, rămân 256.000. Propun ca suma rămasă disponibilă din anexa 5 și anexa 11, adică 290.000 plus 256.000 în quantum total de 546.000 să fie utilizată pentru lucrări de reparații la calea Șudului, zona pasaj Carom-Rădeana. Vă mulțumesc. Dacă permiteți, domnul director, aveți cuvântul. Dacă îmi dați voie să fac. Aveți cuvântul, domnul director, la microfon, vă rog. Da. Să nu luăm aia 50.000, să nu-i luăm de la, la calea învățământul, de la învățământ, să-i luăm de la capitolul 7002. Interior se poate modifica la 70. La gala învățământul a zis să nu luăm de la învățământ. De la 70 interior am posibilitate să duc direct de la capitolul 70. Reparații la de la capitolul 7002, să știm noi. La calea Șudului, așa cum s-a specificat în amendament. Că înseamnă să modificăm tot învățământul. Dar am de unde să iau? Dar nu-i luați, nu, nu mai luăm, nu mai apar. Eu îi duc, știu că am să-i duc de la capitolul 70 în interior. Să facă modificarea... Și eu pic pe aceea să nu mă cavolesc. Dacă aveți o cuvântă așa cu doi bani, astăzi să prindem la nu, 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 nu. E în regulă, domnul viceprimar? Da. Mulțumesc frumos. Alte amendamente? Domnul Consiliere. Deci amendamentele propuse de consilierii PSD de data trecută se regăsesc în cele prezentate de domnul Ignatiu, doar că la anexa 4 se vine cu o suplimentare, cu o modificare, și anume, la piață sunt prevăzute acolo să se cumpere de 325.000 de lei vitrine frigorifice. Ceea ce înseamnă o sumă, cred că e o greșită sau știu cum, și propunem să rămână 125.000 de lei și să rezolvă cele 28 de vitrine frigorifice, 100.000 de lei să se cumpere un cabinet medical mobil pentru obor, având în vedere chestia care se ajunge acolo și animalele care sunt și pot fi verificate, analizate și obligatoriu ca să funcționeze zona de acolo, și 100.000 de lei să rămână disponibile pentru reparații în cazul vieții. Mulțumesc, domnul consilier. Alte amendamente? Nu. Nu mai sunt, domnul secretar, aveți cuvântul? Nu, vreau să întreb, pentru că amendamentele vreau să mă trebuie în comandă, dacă consilierii PSD și medicin sau chestiază la amendamentul domnului Lemnaru, dacă e cineva. Nu, dar amendamentul se făcut în medicare. Dar deci nu e personal, da, da, acesta. Dar iar celelalte se regăsesc în totalitate? Celelalte se regăsesc în totalitate. Am rugămintea pentru că nu ne-am notat pe amendamentul dumneavoastră. Domnule Naru, mai spuneți-mi o dată, valoare ca anexa numărul 4, valoare totală la piesă prin de hotărâre. 325.000, da? Așa, rămân 125.000 pentru frigidere și să iau noi la picat. 100.000 lei pentru un nou obiectiv, cabinet medical. Mobil, da, pentru obor. Da, și... E un container în care sunt tot felul de lucruri. Și alte 100.000... Și o să treacă pentru reparații la piață, în altă parte. Să se scoate de la capitolul de investiții de aici. Reparații? Reparații la obor, la piață. La piață, îi arată groaznic ce e acolo. Mulțumesc. Domnul președinte, dacă îmi dați cuvânt. Vreau să fac o venită în bucătărie de 16, rămân 80.026. Precedentul 4760, cheltuielile rămân cele menționate în raportul de specialitate, nicio modificare. Nu o să avem bani, nu o să plătim. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Rămâne bugetul? Rămâne bugetul așa în forma, în forma care s-a pus. Da, da. La început. Nu mai face nicio modificare. A fost greu al dracu. Deci înainte, alea 26 de lei, nu s-au dus. 26. Băi, simt. Domnul director. Dumneavoastră împarți sărăcia pe hârtie, domnule. Dacă nu s-au văzut, consider, vă rog să mă ascultați, consider că este neapărat nevoie de o pauză de 10 minute. Pentru că de doi experți contabili. Lucrurile sunt foarte încălcite la momentul ăsta, iar inițiatorul proiectului dorește să aprofundeze un pic. Amendament. Deci, cu care va fi sau nu va fi de acord. 10 minute, pauză. Asumați sau presupun votului dumneavoastră. Aveți cuvântul, domnul primar.
Da, așa cum ați spus, îmi voi însuși și amendamentele propuse de domnul viceprimar Gatiu. Iar referitor la amendamentul pe care l-a propus domnul Bernaru, vă spun că în piața agroalimentară sunt 36 de vitrine, 2 metri fiecare, două fundamentale făcute de piață împreună cu investiții. 125.000 cât ați propus nu vor ajunge să schimbăm toate vitrinele, atunci ne trezim cu o situație în care nu putem să facem o departajare între oamenii care să vină la vitrinele noi, cei care să rămână pe vitrinele vechi, să face o situație de dezordine. Reparațiile la piață se pot face de pe bugetul de funcționare, am discutat asta cu domnul Găbuian și cu doamna Bordei într-o ședință anterioară când am discutat pe buget, iar referitor la cei 100.000 de lei pentru ecalisaj, se pot susține din bugetul de investiții al DPS-ului. Așadar, nu susțin amendamentul pe care l-ați propus. La piață rămân 325. Mulțumesc frumos, domnul Stemar. În situația de față, supun votului... Nu mai discutăm pe buget? E vorba de amendamentul domnului consilier Emil Lemnaru. Amendamentele domnului consilier Gnatiu, că au fost asumate de inițiator, da? Domnul secretar Spânu vrea să intervină, vă rog. Da, în anexa numărul 5 la amendamentul domnului Gnatiu, însușit de domnul Cristian, la 6602, o modificare de exprimare, se introduce un punct nou, lucrări noi. De fapt, nu sunt lucrări noi, sunt lucrări de proiectare și execuție. Deci, în loc de lucrări noi, vor fi lucrări de proiectare și execuție, cu toate celelalte... Unde asta? Anexa 5, al doilea rând, capitolul 6702, 2 cu 1, obținerea vizei angajare și de capitolul 6. Deci este doar o modificare de titlu, atât. E în regulă, v-ați lăbărit cu anexa 5? În situația de față, supun votului dumneavoastră. Domnul președinte. Vă rog, aveți cuvântul, domnule. În piața agroalimentară sunt 28 de vitrine, le-am numărat de dimineață. Acum, atâta sunt 28 de vitrine și la 2 metri. Da? Iar valoarea lor, din calcul făcute la întreprinderea Grăiești, este de până cu 1.000 de lei. Dacă sunt mai multe, 36, nu știu unde sunt, nu sunt acolo, pot fi nevanții, dar trebuie să aveți în vedere, domnul Cristian, că cu suma de 1.250 se repară pe urmă sau două, dacă va fi cazul. Dar este o chestiune de a avea bani în continuare pentru activitatea de la piață, pentru activitatea de la DPP. O să încep până mâine, doamnei Lupu, să vedem dacă a ascuns câteva vitrine sau... Mulțumesc frumos! Deci, domnul președinte, dați-mi după ei. Eu n-am numărat vitrine, dar cred că... Nu știu câte sunt, 28, 26, 28, dar dacă există posibilitatea de a cumpăra numai o mai mică parte și să fie reparate, chiar nu mai este diferență între ce e nou și ce e reparat, care funcționează ca și nou. Ele sunt toate la același stadiu de cultură. Mulțumesc! Supun votului dumneavoastră amendamentul domnului consilier Emil Lemnaru. Cine este pentru? Păi, există la momentul acesta un singur amendament. Celelalte, inițiatorul și le-a însușit, da? Vă rog, domnul secretar, citiți încă o dată amendamentul domnului Emil Lemnaru. Deci, amendamentul domnului Lemnaru se referă doar la anexa 4, la proiectul de buget de hotărâre, capitolul bugetar fiind cel de la piața agroalimentară, punctul 2.3 vitrine frigorifice. Valoarea totală propusă în proiectul de hotărâre a fost 325. Prin amendament se reduce cu 200.000 de lei și rămâne 125.000 de lei. Valoarea rămasă disponibilă 200.000 de lei, care vor fi repartizați astfel. Și introducem un punct la punctul 2, dotări 2 cu 9, cabinet medical mobil pentru obor, 100.000 de lei. Și diferența se trece la reparație de viață, 100.000 de lei. Este corect. Da? Asta este singurul amendament. Este prins și cabinetul medical mobil. Da. Deci este pentru ecalisaj la piață, nu? Am nu poate funcționa aici. Mulțumesc frumoasă.
Cine este pentru amendamentul domnului consiliere Villernaru? Cine este împotrivă? Când v-am ars bugetul 6. 6, da? Scuzați, dar v-aș juca cu mâna mai sus ca să pot să ne mă știu. 6 voturi pentru. Cine este împotrivă? Nu. Cine se abține? Mulțumesc frumos! Supun votul lui dumneavoastră. Dar nu mai discutăm în buget? Discuții, scuzați-mă, discuții. Vă rog să vă înscrieți la cuvânt. Pe marginea bugetului. Ștefan Martin. Domnul viceprimar Cnacluc. Altcineva? Discuții pe marginea proiectului de buget? Lista rămâne deschisă, poate apar lucruri noi. Aveți cuvântul, domnul consilier Martin? Da. Ca să încep cu un preambul, am să vă rog pe dumneavoastră, domnule Cristian, pe dumneavoastră, domnule Cnacluc, așa cum l-am rugat vreo 8 ani și pe domnul Lemaru, să încercați să puneți ședințele de consiliu la ore rezonabile. Dumneavoastră, dacă vă desfășurați activitatea în primărie, nu înseamnă că toți ceilalți trebuie să fie moți la 10 la ședință, pentru că ora 10 este o oră nepotrivită pentru cei care, să reveniți la care lucrează. De buget. Vă revin la buget, care mai lucrează în orașul ăsta. Referitor la buget, pentru că am văzut că n-ați reușit să vă înțelegeți joi ca să votați bugetul. Asta am hotărât ca să votezi buget. Așa că aveți votul meu să puteți trece acest buget atât de controversat. Mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul domnul viceprimar Nicolae. Dar n-aș vrea să las așa o urmă de îndoială, sau cel puțin să înțelegeți greșit. În principiu sunt de acord cu propunerile domnului Lemnaru, pentru că de cele mai multe ori sunt foarte potrivite. Și cele de astea sunt potrivite, de ale serii găsesc unele în proiectul de la DPP vis-a-vis de cabinetul medical pentru... Și deja procedurile acolo sunt demarate. Acel cabinet este prins pe lista de investiții la DPP. Am încercat să spun lucrul ăsta în câteva rânduri. Corina, aici prezentă, poate să confirme sau nu. Urmează ca procedurile să se încheie în 2 luni, practic, să avem acel cabinet montat în zona Obor și să începem acțiunile medicale acolo. Iar referitor la cealaltă problemă, la vitrinele frigorifice din piața agroalimentară, doamna Lucu, care este director la piață, ne-a spus în repetate rânduri că în urma unor controle efectuate la piață de către cei de la protecția consumatorului și numai, s-a demonstrat că vitrinele frigorifice care au o durată de viață de circa 10 sau 12 ani, deja nu mai au capacitatea tehnică să coboare temperatura sub media care o impune acum, eu știu, legea. Mă văd nevoit să mă abțin de la voi și am și făcut-o cu părere de rău de altfel. Mulțumesc, domnule viceprimar. Dacă nu mai sunt alte discuții pe marginea proiectului, vă supun votului dumneavoastră proiectul de buget. Cine este pentru? Voturi pentru. Împotrivă? Abțineri? 3 abțineri. Proiectul de buget a fost votat, a trecut, trecem și noi mai departe. Proiectul 4 de pe ordinea de zi, proiect privind alegerea președintelui de ședință pe luna martie 2016. Domnul secretar Stănu. E un buget pe ședință. Domnul
domnule director, doamna director Chiba, vă rog frumos să mai așteptați un pic în sală. Sunt niște cetățeni ai Ioneștiului care vor să fac niște întrebări. Doamna Chiba nu are nicio problemă să merg să analizeze bugetul. Că da. Să rămâneți, vă rog frumos, domnule director. Da, da. Și deși este o ședință extraordinară, aș vrea să vă rog, atunci când unul dintre consilieri are o problemă deosebită care nu-i permite să mai stea, să ceară permisiunea președintelui de ședință. Să ne trezim că rămânem foarte puțin dintre noi. Mulțumesc frumos. Domnul Scunu? Da, aș vrea să fac o precizare, așa cum am spus și la începutul ședinței. Domnul Răfărea Cătina a fost astăzi doar un fel de președinte interimar, doar la această ședință. Prima lui, datorită faptului președinte de ales pe această lună, lipsește. Dacă prima luna februarie va mai fi o altă ședință, va fi condusă de către domnul Jenner, în măsura care va participa. În acest context, înțeleg că propunerea pentru luna martie rămâne tot domnul Florian în continuare. Din care astea hotărâți, potrivirea evenimentului, dacă aveți, dacă sunt alte obiecții. Păi și stădirea poși pe stadion. Consiliul Local al Independenței Săi, prin hotărâre adoptată cu votul deschis al majorității Consiliului Local în funcție, un președinte de ședință pe perioada de cel mult 3 luni care va conduce ședințele Consiliului Local și va semna hotărârea adoptată de acest. Iar pornind articolului 41, ședințele Consiliului Local sunt numite de un președinte de ședință ales în condiții prevăzute la articolul 35. Conform articolul 12 din regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local, după declararea Consiliului Local care l-a constituit, se procedează la alegerea președintelui de ședință prin hotărâri adoptată cu votul majorității consiliilor prezenți. Durata mandatului președintelui de ședință este de o lună calendaristică. Următoarele ședințe vor fi conduse pe rând de către un președinte de ședință din rândul consiliilor locali, în ordine alfabetică și ales prin hotărâre adoptată cu votul majorității consiliilor prezenți. În cazul în care consiliul local lipsește sau refuză să fie președinte de ședință, acesta își pierde rândul fiind propus următorul. În cazul în care președintele de ședință lipsește sau refuză să conducă ședința, la propunerea consiliului local, din rândul acestora va fi ales președinte de ședință pe hotărâre adoptată cu votul majorității consiliului local prezenți, care va conduce ședința respectivă. Având în vedere elementele mai sus menționate, considerăm legală și oportună alegerea președintelui de ședință pentru mandat de lună calendaristică și care va îndeplini luna martie 2016 atribuțiile prevăzute de regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local Onești și apreciem că proiectul de hotărâre poate fi aprobat în forma prezentată. Mulțumesc. Avizul Comisiei de Specialitate. Aviz favorabil. Supunem vot, atenției votului dumneavoastră proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Abțineri? Voturi împotrivă? Mulțumesc frumos! Proiectul 5 de pe ordinea de zi de astăzi. Analiza petiției privind modernizarea drumului DN11 Brașov-Onești-Bacău. Au cuvântul domnului consilier județean Cezar Olteanu Petre. Greșesc numele? Cezar Petre Olteanu. Cezar Petre. Cezar Petre. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor consilier, stimați invitați, sincer să fiu, am avut emoții odată cu debutul ședinței de astăzi. În ceea ce privește demersul meu, pentru că am văzut atâtea diversități de poziții și mi-era teamă, pentru că eu vin să vă cer consensul, să vă cer sprijinul tuturor într-o campanie de lobby pe care am intitulat-o Cerem modernizarea drumului. Îmi cer scuze să vă întreb. Am aici o adresă către Guvernul României, în atenția domnului prim-ministru, cu semnăturile consilierilor locali. Aș vrea ca în timpul prezentării materialului noi să ne asigurăm că sunt de acord consilierii cu demersul dumneavoastră. Dacă dumneavoastră anticipați că avem semnăturile lor, eu sunt încântat. Speram să vină, îmi închipuiam că vine acest sprijin după prezentarea argumentelor. Materialul a fost comunicat, dumnealor știu despre cunosc. Ce vorba, în măsura în care dumneavoastră prezentați... Da, ca să știu, am înțeles, pentru a câștiga timp. Deci, le spuneam că am inițiat o campanie de lobby intitulată Cere modernizarea
drumului național de DN11, Brașovul Uș Bacău. Din cele mai vechi timpuri, se știe că dezvoltarea economică și socială sunt direct legate de calitatea infrastructurii. Așa cum se știe, romanii, când cucereau un teritoriu, primul lucru pe care îl făceau, construiau drumul. Noi, oneștenii, trăim în cea mai săracă regiune, nu numai din țară, ci chiar din Europa. Și asta se datorează nu numai, în opinia mea, stării proaste a căilor de comunicație. Recent, într-un top Forbes al celor mai bune 40 de orașe pentru afaceri, din Moldova avem Iașul pe locul 10, Bacăul pe locul 13, iar Oneștiul nici nu există. Din acest motiv, convins că una din cauzele stagnării economice și chiar a declinului economic pe care le traversează acum Oneștiul, o reprezintă calitatea proastă a drumului care ne leagă de Europa și de Transilvania, am inițiat de peste 2 ani o corespondență cu CNADR-ul pentru a afla care sunt intențiile companiei de stat responsabile de infrastructura rutieră. În urma corespondenței am aflat că există un studiu de fezabilitate finalizat în anul 2008 și ai cărui indicatori tehnico-economici au fost aprobați printr-o ședință de guvern în 2009 în valoare de 178 de milioane de euro. Modernizarea proiectului acest proiect prevedea modernizarea, ceea ce presupune lărgire, creșterea capacității portante a podurilor, aducerea drumului la un nivel comparabil cu cel pe care îl folosim de peste 10 ani când mergem spre București, deci drumul București-Iași. Odată cu elaborarea masterplanului pentru transport, ultimul răspuns al CNADR-ului m-a determinat să reacționez. În masterplanul de transport, după cum știți, în urma unor discuții intense, o autostradă Brașov-Bacău a fost inclusă în acest masterplan, iar drumul național DN11 a fost exclus din prioritățile CNADR-ului. Din acel moment, m-am decis să inițiez această campanie de lobby. Am făcut-o printr-o conferință de presă pe care am ținut-o în mod simbolic pe data de 16 decembrie. De ce pe 16 decembrie? Pentru că pe 15 decembrie s-a votat bugetul pentru anul 2016. Și am zis ca în mod simbolic să nu pierd nicio zi în demersul meu, în așa fel încât în bugetul din 2017 să fie prins proiectul de modernizare a drumului național DN11. Domnul consilier Bernaru, vă rog frumos să-ți spună. Campania de lobby pe care am conceput-o are 3 direcții după categoriile de susținători. O categorie de susținători sunt cetățenii, una sunt o altă categorie, unitățile administrativ-teritoriale și o altă categorie, agenții economice. Pentru cetățeni am postat pe site-ul petitionline.com petiția intitulată Cere modernizarea drumului național de DN11. Și am avut surpriza plăcută să constat că am și semnături acolo tocmai din Noua Zeelandă, din America, din Australia. Bun, nu vă închipuiți că vin cei de acolo să circule pe aici în mod curent. Dar sunt de oneșteni, băcăuani, moldoveni, care au plecat acolo și care înțeleg necesitatea acestui demers. În ceea ce privește susținerea unităților administrative teritoriale, mi-am propus să merg în toate consiliile locale, să obțin sprijinul consilierilor din unitățile administrative teritoriale, a căror activitate, existență, este influențată de calitatea acestui drum. Și am început cu Oituzu, Bogdăneștiu, Sânduleniu, unde am întâlnit susținere totală,
Iar în ceea ce privește agenții economici, după o discuție cu conducerea Camerei de Comerț, am convenit să mă adresez tuturor asociațiilor profesionale care, a căror activitate este influențată de acest drum. Asociația Transportatorilor, Asociația Operatorilor de Turist, Asociația Industriașilor, de fapt, toate categoriile de agenții economici sunt influențate, au de suferit din cauza calității drumului. După ce obțin acest sprijin, voi merge cu toate petițiile, cu toate scrisorile de susținere către primul ministru, în speranța că voi fi convingător în a obține finanțarea și introducerea acestui proiect pe bugetul viitor. Acum, dați-mi voie să citesc petiția. Nu este un gest formal, este firesc să o mai lecturăm o dată și sper ca, după ce o lecturăm, în urma discuțiilor, să obțină dumneavoastră idei, sugestii, pentru a fi cât mai eficientă această campanie. Vreau să vă spun că, după ce am prezentat petiția la OITUS, de exemplu, am obținut de acolo o idee valoroasă, în sensul că mi-au sugerat să mă adresez și vecinilor noștri, celorlalte județe. Și urmează ca luna viitoare, la Consiliul Județean Covasna, petiția să fie citită în sprijin, în ideea de a obține sprijinul consilierilor din județul Covasna, județeni. La fel și la Brașov. De aceea, cred și îmi doresc să fiți activi și să veniți cu propuneri. Dau citire textului petiției. Cere modernizarea drumului DN11, E574, Brașov, Onești, Bacău. Aici apare componenta locală, ca inițiator al acestei petiții, un altul poate fi pus direct Brașov-Bacău. Am inclus și Oneștiul tocmai pentru că noi poate suferim cel mai mult din calitatea precară a acestui drum. Destinatar prim-ministru al Guvernului României. Domnule prim-ministru al Guvernului României, n-am personalizat pentru că nu știm cine va fi prim-ministru când vom ajunge la el cu petiția și cu semnăturile. Ne adresăm în numele a sute de mii de băcăoani și a milioane de români, a căror activitate și existență sunt afectate de calitatea drumului național DN11. DN11 sau E574, pentru care și rang de drum european, este un drum național care leagă municipiul Brașov de municipiul Bacău, de traseul Brașov-Bonești-Bacău și are o lungime totală de 179 de km. Drumul național DN11 este una din principalele rute de legătură dintre Moldova și Transilvania, fiind parcurs zilnic, conform datelor statistice, de 3500 până la 8000 de autovehicule, iar pe anumite porțiuni numărul acestora depășește cifra de 16000. Camioane de mare tonaj ce transportă mărfuri în și dinspre Europa de Vest. Autocare cu turiști care vizitează Poiana Brașov și cetățile transilvane sau mănăstirile din nordul Moldovei. Autoturisme cu români sau străini pe care interesele cotidiene îi determină să folosească acest drum au parte de experiențe dintre cele mai neplăcute. Gropi de toate dimensiunile, fisuri longitudinale sau transversale, porțiuni de asfalt vădurit, parapeți căzuți sau lipsă, segmente de șosea surpate, poduri cu termene de exploatare expirate, iată elementele definitorii pentru întreg traseul, dar cu precădere pe porțiunea Onești-Bacău. Starea precară a acestui drum solicită autovehiculele și șoferii, punând în pericol viața pasagerilor, intervențiile curente ale drumarilor nu reușind să-l facă circulabil nici măcar din primăvară până în toamnă. Singura soluție viabilă pentru un trafic sigur pe drumul național DN11, drum care nu a mai fost supus unei reparații capitale de decenii, este aducerea acestuia la standarde actuale, adică modernizarea. Modernizarea DN11 va conduce direct și la creșterea competitivității produselor manufacturate și furnizarea de servicii atât în economia comunităților pe care străpate, cât și a întregii Moldovei. Știm că există un studiu de fezabilitate al cărui indicatori tehnico-economici au fost aprobați prin hotărâri de guvern încă din anul 2009. Dar odată cu apariția masterplanului general pentru transport, modernizarea DN11 a dispărut din preocupările diriguitorilor infrastructurii rutiere românești. Este evident că această atitudine față de problema comunicațiilor rutiere dintre Transilvania și Moldova condamnă la izolare pentru o bună perioadă de timp locuitorii acestei părți de țară,
tocmai în preajma momentului istoric al sărbătoririi unui veac de la Marea Unire. Noi, ca băcăoani și moldoveni, apreciem intenția Guvernului și a Parlamentului de a include în masterplanul general pentru transport autostrada Brașov-Bacău. Dar plasarea acestui obiectiv pe poziția 10-a ca prioritate, cu perspectiva finalizării acesteia în anul 2030, impune modernizarea urgentă a drumului național DN11 Brașov-Unești-Bacău. Domnule prim-ministru al Guvernului României, noi, semnatarii petiției, băcăoani, moldoveni, turiști, transportatori, antreprenori, simpli cetățeni, vă cerem să tratați modernizarea DN11 ca pe o prioritate și să faceți toate diligențele necesare ca la 1 decembrie 2018 Moldova și Transilvania să fie legate printr-o șosea modernă, demnă de secolul 21. O să spuneți că demersul poate nu are șansă. Eu vreau să vă să închei prin a vă cita din poezia unui poet care îl știți. A fost semnată de către toți consilierii locali prezenți la acest moment în sală. Mulțumesc. În această clipă este la registratură. Domnul secretar s-a dus o înregistrare. Dați-mi voie să citesc poetul Rudyard Kipling. Spune, încercând măcar, riști să dai greș. Dar dacă nu riști nimic, nu faci nimic. Eu încerc. Mulțumesc. Vă mulțumesc pentru sprijin. Mulțumesc, domnule consilier județean. Dacă există discuții pe marginea acestei petiții, domnul primar are cuvântul. Da, domnule consilier județean, am ascultat cu mare interes și citit petiția lansată de dumneavoastră. Într-adevăr, de atât cum a spus-o și dumneavoastră, consider că mare parte din stadiul economic în care ne aflăm, noi Omeniștiu și regiunea Dimitrov-Oneștiului se datorează în cea mai mare parte conexiunilor rutiere pe care le avem și a accesului neapărat rutier, nu doar rutier, pe care le avem în zona noastră. Tocmai de aceea, legătura cu celelalte regiuni și cu celelalte țări, pentru că prin aceste drumuri se face legătura cu alte țări, este de mare importanță pentru noi. Subscriu demersului dumneavoastră și aveți toată susținerea, atât că voi mai fi în funcție sau după care altă funcție, voi da sprijinul pentru acest demers. Mulțumesc, domnule primar. Altcineva care dorește să consilier Martin? Eu sunt unul dintre primii semnatari. Când a apărut în mediul online ca și petiție online, am semnat-o fără să stau pe drum, pentru că știu ce înseamnă să circul pe acest drum, știu care sunt problemele celor care circulă pe acest drum, știu care sunt problemele implicit ale mele, care aproape zilnic fac acest drum. Și cu atât mai mult am observat că această autostradă care se preconiza a fi Brașov-Bacău a ajuns în terizoriu, spune domnul consilier, poziția 10 a master planului de transport, ceea ce înseamnă că are șanse mici de a fi realizată în viitorul nici măcar îndepărtat. Cu atât mai puțin în viitorul apropiat. Cred că modernizarea acestui drum este capital pentru dezvoltarea întregii regiuni. Și gândiți-vă că chiar dacă în master planul de transport apare ca și urgență, să spunem, ca și prioritate, autostrada Ungheni-Iași și Târgu Mureș, așa-i? Da. Da? Ea nu rezolvă problemele mobilității noastre și nu numai ale noastre. Gândiți-vă că autostrada Ungheni-Iași și Târgu Mureș nu rezolvă problema județelor Vaslui, Vrancea, Galați, Preila. Nu rezolvă. Practic, ea este făcută numai pentru Nordul Moldovei și pentru Bucovina specială. Credem că susținerea cu toată forța și cu toate categoriile sociale care au nevoie de acest drum pentru dezvoltarea lor teritoriale este imperios necesară și nu numai din partea noastră. Chiar vă sugerez, domnule consilier, să luați legătura și nu cu Vasta și Harghitaș, să luați legătura cu Francia, să luați legătura cu Galațiu, să luați legătura cu Brăila și atunci veți vedea aveți o susținere în plus și de acolo. Da. Mulțumesc, domnule consilier. Am de intervenție, am de discuții.
Aveți cuvântul, domnule consilier. Desigur, este binevenită această intervenție populară, făcută de demnitar, având în vedere că de-a lungul anilor s-au făcut intervenții și orice lucru făcut și respectat, s-ar putea la un moment dat să determine anumite persoane de la nivel înalt să își modifice părerea despre județul Bacău. Vedeți dumneavoastră, județul Bacău este tras un pic pe dreapta din punct de vedere politic și tocmai de aceea cei de la Iași au mutat și autostrada și au imprimat ritmul de dezvoltare pe Pașcani, Târgu Neamț, Târgu Mureș și încolo. Ori pe partea asta, Bacău, Brașov și, de fapt, centrul țării, lucrurile au plecat bine acum în urmă și jumătate, după care au intrat cu perspectiva de a se realiza până în 2030. E bine și atunci dacă se va face până în 2030. Dar ce înseamnă? 15 ani, 14 ani. Să știți că 3 ani. Nu face. Și acum, într-adevăr, este drumul acesta foarte important și parteneriatul care îl avem cu Consiliul Județean să facem pasajul pe sub calea ferată. Pentru a face o regularizare a circulației în zona respectivă, Onești, Târgocna, Comănești, Moinești, toți care vin în zonă, știți ce nebunare e acolo la Obor, se face coada până la Mor. La Mor, Ungaria, știți, nu Mor. Și trebuie să insistăm mai mult pentru amândouă pachete. Cel care este cu sensul giratoriu și pasajul pe sub calea ferată depinde în continuare de reactivarea parteneriatului Consiliul Local Onești, Consiliul Județean Bacău, iar partea cealaltă trebuie cine adere Piatra Neamț, nu Neamț, ba Iași, acolo este sediu, să se gândească și la Onești. Se pare că dânșii nu prea au aceste intenții și nu au avut nici intenții când trebuia să repare drumul de N11-a, de la Rădeana până la Onești. N-au avut asemenea intenții. Dar este binevenit că s-a făcut această intervenție de către dumneavoastră și îi dorim mult succes și să sperăm că totuși un cap luminat de la tehnocrații care avem acolo să se gândească și la Moldovene de la Bacău. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule consilier! Și eu, dacă nu... Are? Da, vă ascultăm. Domnul Gânatiu, vrea să-i vină și vină. Aveți cuvântul, da, sper că nu v-am întrebat. Țin să vă felicit pentru inițiativă. Îmi pare rău că nu a fost făcută și de către alți colegi. Îmi aduc aminte cu tristețe că cred că acum un an sau un an jumătate în această poziție se aflau parlamentarii sau parte din parlamentarii din zona noastră. Și atunci le-am făcut o sugestie din postura mea de viceprimar pe atunci. Și anume să mai lăsăm cafelele pe la Parlament, la Senat și la Camera Deputaților și să facem mult mai mult anticameră la guvern. Din ceea ce se întâmplă astăzi, înțeleg că un biet sfat nu a fost nici de cum luat în seamă. Practic nu s-a făcut nimic. A fost o voință politică, după cum s-a menționat mai devreme, acum un an jumătate, unde o persoană care iubea mai mult zonele astea a făcut tot ce a putut, astfel încât această autostradă, era vorba de Brașov-Bacău, să existe în master planul care s-a dus și a și fost acceptat la Bruxelles. După o scurtă perioadă de timp, când acea persoană s-a întâmplat ceva cu ea, vom vedea dacă este corect sau nu ce s-a întâmplat, nu a mai putut susține acest proiect pe care ne-am fi dorit noi cei din Bacău și iată că peste noapte nu mai e la fel de importantă pentru unii sau nu mai e la fel de important pentru unii acest proiect, de care cu toții este clar că avem nevoie, mai ales noi cei din Onești. Susțin ca și colegii consilieri locali acest demers. Sper ca el să se regăsească, aceste voci să se regăsească și în Bacău și nu numai. Și sper că parlamentarii din județul Bacău vor face tot ceea ce pot și pot face lucruri astfel încât până în toamnă lucrurile să se schimbe puțin, să nu rămânem la stadiul ăsta de un demers, eu știu, politic și administrativ, care poate fi ca un foc de paie. Vă felicit încă o dată și felicit pe toți cei care au susținut, care au demarat, susținut și susțin acest proiect. Felicit. Mulțumesc, domnule viceprimar. Domnul Volteanu, mai vreți să... Dacă nu mai sunt intervenții, vreau să vă mulțumesc pentru semnături, pentru sprijin. Asta ați făcut în calitate de consilier. Vreau să o faceți și în calitate de cetățeni. Puteți semna petiția, e simplu, o găsiți pe Google, spuneți că cerem modernizare de N11 și vă trimite imediat la site-ul petitionline.com unde puteți vota. Mulțumesc pentru sugestii domnului Ștefan Martin, de fapt, e un specialist în domeniu.
trebuia să vină cu o sugestie, îl așteptam, și domnului primar Demnavi îi mulțumesc. De altfel, am creat și o pagină pentru această campanie de lobby, se numește Modernizare de DN11, acolo unde se postează evoluția campaniei. Faptul că am venit în Consiliul Local aici și am obținut sprijinul, faptul că m-am dus în Consiliul Local Sânduleni, apoi Oituza, apoi toate sunt trecute, vor fi trecute pe pagina de Facebook. Și tot acolo voi aștept și sugestiile, propunerile altor care vor să sprijine într-un fel această campanie. Vă mulțumesc încă o dată. Vă urez succes în continuare în activitatea Consiliului. Mulțumim, domnul consilier, și sperăm ca cel mai sportiv inițiativa noastră să prindă viață și să ne deplasăm în alte condiții spre Brașov. Deși este o ședință extraordinară, o să vă rog frumos să avem răbdarea, să ascultăm, sunt prezent cu ceați aici de la începutul ședinței și agenți economici, care au întâmpinat niște probleme pe care vrem să le rămânem. Dacă cineva dintre colegi vrea să plece, ar vrea să o facă acum și să îi respectăm și noi și să-i ascultăm. Aveți cuvântul, domnul Marian. Mulțumesc, domnul președinte. Vreau să specific două elemente. În primul rând, cei din direcția economică a primăriei Onești, ar trebui să spun exact ce înseamnă impozitele la persoane fizice și juridice. Deci 1,3 plus accesorii, care este 3,7% ajunge total de 4,178. Deci nu este 1,3% cât vine cu tot cu accesorii impozitul pe clădiri. Una la mână. A doua la mână am văzut că se plânge toată lumea de bani, nu sunt bani. S-a votat aici în Consiliul Primăriei Onești. Comisia Juridică pentru Vânzarea Terenurilor de Subspații s-a votat și asta cum se numește evaluarea, a fost făcută de către un evaluator. Nu știu ce s-a oprit toată treaba asta. Ar fi bani pentru toată lumea, spectacole, excursii, frața, vara la mare, subvenționate, bineînțeles, de noi, biciuiți cu taxe și impozite din ce în ce mai mari, că văd că ridică câte 2-3.000 la votat aici fiecare. Dar ei nu se gândește că orașul este îngenunchiat. Deci nu mai sunt bani. Știi foarte bine situația economică. Toți se plâng aici, că am mai vorbit cu diferiți consilieri, și spuneau, că domnule, că mă duc acolo pentru 5 milioane. Nu sunt 5 milioane, au diferite oportunități și avantaje și funcții și alte beneficii pe urma asta. Deci nu urmăresc mai la 5 milioane. Deci asta este adevărul. Nu e ce se zice de orice altă. Deci sunt bani. Deci sunt bani pentru următorii 3, 4, 5 ani să se vândă terenul, s-a aprobat comisia, s-a votat în Consiliul Local, s-a făcut expertiza, nu știu ce se întâmplă. Deci nu merge mai departe. Am înțeles, domnul. Inițiat de domnul. Deci, în concluzie, ar fi două mari probleme pe care cuantumul facturii pe care ați plătit-o și mi se pare că este în neregulă și în ce stadiu se află acel proiect privitor la vânzarea terenurilor de sub spațiile comerciale. Da? Exact. Da? La prima problemă ridicată, o să rog pe domnul director Găbureanu să... Da, v-am văzut pe factură, cu chitanță, da, ceva. Da, colică faptului că eu am o bucată de teren în concesiune, a fost inflație negativă. Domnul director trebuie să știe treaba asta. În contractul de concesiune scrie clar. Când este inflație negativă se scade, când este pozitivă se crește. Așa s-a procedat. Da. Am chitanțele aici. Anul trecut am plătit mai puțin, anul ăsta mai mult. Toate că a fost inflație negativă. Pe concesiune. Poftim? Pe concesiune, da. Plus, plătiți în plus impozitul pe teren ocupat de construcții. Plătesc în plus pe concesiune, nu pe teren. Mai e altă treabă. Am chitanțele aici, vi l-am pus la... Vi l-am dat acolo. Trebuie să ne uităm și ne vedem. Și pe concesiune plătiți mai mult, conform articolul 461 din codul fiscal, cei care au concesiuni închirieri plătesc și impozit. Păi nu-i vorba. Am două chitanțe. Una pe concesiune, care scrie clar concesiune teren, plus una pe taxă teren aferentă. Ca și cum aș plătiți dublu taxat pe aceeași bucată de teren. Conform articolul 461 din codul fiscal. Dumneavoastră, auziți ce spuneți? Deci, mă bucur dacă auziți. Luați chitanțele care vi le-am dat și v-am făcut cererea. Vedeți că concesiunea față de anul trecut este mai mare. Nu vorbim de taxă pe teren. Colega care îți spune, băi, nu se verifice. Păi ce să verifice? V-am dat pe 20. A zis că îmi dați un răspuns. Pe 20 am mare că l-am plătit. Acum am să primez răspuns după atâta timp. De ce am chitanțele? Vi le-am dat la... Poți să vă răspund la solicitările noastre. Asta este dublă taxare și plus că m-a ținut cont. Totul e cu plus. Când e cu minus, e cu minus. Când e cu plus, e cu plus.
Colega a făcut modificări în față de... Nu este dublă taxare. S-a modificat de la 1 ianuarie 2016 codul fiscal, unde terenul ocupat de construcții și cel din concesiune, închirie și dat în administrare, se plătește. Ok. Am înțeles. Plătesc concesiune pe același teren de subplădire, plus altă taxă pe teren, tot pe același teren. Deci... Nu e adevărat. Deci nu este adevărat. Închizanțele, cum? Deci vom merge și vă voi explica ce ați plătit dumneavoastră. Față cu toată lumea. Nu am evidența acum dumneavoastră în față, ca eu să știu ce suprafață de teren aveți. Iar în legătură cu ceea ce îmi spuneți despre cota de impozit la persoane juridice, că s-a mărit cu 4%, nu este adevărat. 37%, dar bun. Deci, vă rog deci, să... uitați-vă aici, am aici taxă concesiune. Domnul Marian, poate v-ați răspuns scris, dar ce suntem aici? Nu sunt înghișeu, dar sunteți în slujba comunității. Nu, nu, eu în apărarea dumneavoastră am intervenit. Se dă răspuns scris, că așa e legislația României. Eu sunt cu buline roșii, recunosc și s-ar putea să nu mai am dreptul să vorbesc în această republică. Dar este aiurea să ne certăm și să facem mahala. Dumnealor spun că nu e adevărat, dumneavoastră spuneți că e adevărat. Probe clare, chitanțele care au fost emisiuni, au ce se poate rezolva acum? O discutăm după ședință... Vă deranjează că sunteți informați sau cum? Nu, Consiliul Local este... Problema 2, dumneavoastră... Domnul consilier, a terminat problema 1 ridicată de domnul Marian Cuptor, o discutăm acum după ședință, alături de doamna... Sigur. Și de domnul director Găbureanu. Este bine, domnul Cuptor? Este foarte bine, dar vă deranjează de vorbă. Problema 2. Domnul primar ne va spune în ce stadiu se află proiectul legat de vânzarea terenurilor de sub spațiile comerciale. Vă rog frumos, domnule primar. Da, e o chestiune care trunează de multă vreme. Voi iniția zilele următoare discuție cu domnul președinte al Consiliului Județean și cu domnul arhitect să văd în ce stadiu se află proiectul, de ce s-a blocat, dacă s-a blocat. Și vom reveni cu un răspuns în sensul ăsta. Mulțumesc frumos! Declar închise lucrările ședinței extraordinare de azi. Mulțumesc frumos!